Așa mi se pare mie. Aflăm în minutele următoare de ce crede de Connector că pandemia e o lecție de la Dumnezeu. Mesajul divin pe care artistul îl înțelege și după care se ghidează în cea mai cruntă perioadă îl vedem și ne întoarcem să discutăm. Obișnuiam să trăim în iluzie. Tot ce credeam dimineața, seara devenea minciună și tot ce simțeam în amiază, noaptea ne făcea să ne simțim goi. Trăim într-o contradicție totală. Căutăm împlinirea în materie, bani, faimă, putere și deși mulți dintre noi le-am atins, tot simțeam că lipsește ceva. Cevaul se numește noi, the real ones. Noi, cei care timp de 9 luni în pântece nu trebuia să facem nimic pentru a ne dezvolta, făcea natura pentru noi. Noi, cei care atunci când eram mici aveam un singur scop, acela de a ne bucura. Dar de când a apărut edge god out, bucuria a început să se alimenteze doar din exterior, din bani, faimă, putere. Noroc cu natura că e o școală prestigioasă care mai trimite câte un profesor dur, așa cum e covidul, să ne reînvețe, să ne renvie, din păcate chiar prin moarte. La ce bun toate hainele de firmă dacă nu le mai poți expune în public, pentru că pe stradă nu mai e nimeni? La ce bun toate hiturile tale când toată lumea simte să asculte muzică de alinare? La ce folos mașina ta cu motor de nu știu care, din moment ce nimeni nu se mai grăbește nicăieri? La ce folos frumusețea ta când jumătatea din față e acoperită de masca antivirus? Trebuie să ne întoarcem la natură, la natura noastră, să învățăm de la ea. Un animal în fața altui animal nu e nici mizerabil, nici dezirabil. E doar un alt animal. Copacul nu spune despre alt copac. Ia uite ce a înflorit ăla. Copacii doar înfloresc, doar noi, oamenii, avem păreri, punem etichete, judecăm în fel și chip. Asta e lecția pe care natura a venit să ne o arate, întoarcerea la natura noastră. Cineva spunea mai de mult că Dumnezeu nu e cinstit, că dacă ar fi cinstit, n-ar mai salva pe nimeni. Mulțumim, Doamne, pentru lecție și îndurare. Să fiți sănătoși. Ștefan